Вечер, как он винаста? Samo orca non si finisce pericolo libero. Ma già una sezione. Hai la sezione. Repar mașina și veni la secție. Doar dumneavoastră. Hai că mă duc și te aștept acolo. Și că doar eu vin la secție. Și că stai că vorbesc la telefon, pericol. La vorbește la telefon în timpul serviciului. Dar ce mai ți-a dat check așa fără să spună Da, că tu știi de ce? exact. Dar nu știe, că probabil acum să știi. Da, păi nu, Da, dar... ideea e că am găsit și eu motiv acolo de... E prima oară când o văd. Poftim? N-au nimic ce zice asta. Are operație la gât, cică asta. Te vorbește așa. Nu, no, hai să mergem să vedem ce vor. Ți-ai cu ea mașina tu? Eu nu. Da. Stai să mă pui și eu. Este domnul șerif aici, puteți să-l chemați? Să fie de față la toată discuția? Păi nu e corect așa, adică face reclamație dumneavoastră, tot dumneavoastră, cum vine asta? Da, nu, atunci... Aia unde s-a dus polițista? Păi și dacă vrem să facem reclamație polițistei, vorbim cu dumneavoastră, nu? Păi, no, bun, ați văzut ce s-a aici. Întâmplat acolo, colega dumneavoastră? Pur și simplu m-a percheziționat fără să mă întrebe nimic, m-a interzis că mă pipăie pe la peste tot și ce înseamnă asta? Nu vorbesc nimic curat, așa s-a întâmplat, e pur adevărul, nu am exagerat cu nimic. Adelin, salut Adelin Mihai, bine ai venit! Păi da, dar pune mâna așa pe mine, trebuia să-mi zică, te percheziționez sau ceva, nu așa. Este la început, domnule. M-am și speriat. Eu zic că este o farsă sau ceva, nu știu. Eu cred că această... Este la început, domnule. Da, dar cred că... Acești noi deputanți în meseria asta de polițist trebuie să antrenați undeva, nu știu, sau să stea deoparte și să privească, nu Victor, să... Vezi că l-am furat mașina. Corect. Victor, vezi că l-am furat mașina, bă. Ce frate? L-am furat mașina. Ăla pleacă cu mașina de poliție, bă. Victor. Care e la fate? Andrei Mânescu. Doamne, ce încercați să faceți? Nu, mă refer așa, doar verbal. Vorbim cu genul că un rol. Și știi cumva pe unde este domnul Dani? Domnul Victor, dumneavoastră ce funcție aveți aici în poliție? Deci sunteți mai mare cum ar veni decât domnul Raul, nu? Suntem un departament diferit față de cei din poliție. Da, păi... Domnul Raul trebuie să aibă grijă de acești noi polițiști, deoarece percheziționează lumea fără să-i întrebe, fără acordul lor. O să discut eu cu el și... Ok, am înțeles. Salut, salut! Salut!
Băi, eu vreau să scap fără amendă, mă, atâta tot. Păi, domnule, dacă e vorba de amenzi, amenzile să le plătim sau altceva, că nu o să putem vorbi cu șeful dumneavoastră. Păi, domnule, și vezi, am plecat în excursie, v-am... Păi, atunci când o să se întoarcă din excursie, atunci o să plătim și noi amenziile, deoarece nu mi se pare corect această polițistă să vină să mă controleze pe mine nefăcând nimica. Păi, m-am văzut că-ți recuperor. Mare vitez. Păi, da, dar cu ce drept... Vine ea la mine, fără să mă întrebe nimica, mă perchiziționează, îmi zice să deschid de portbagajul, fără să-mi zică puteți să-mi arătați și aveți în portbagaj sau alte ale. Domnule, v-am explicat la început. Păi da, domnule, la început, dar să nu se bage, mă luați dumneavoastră la perchiziția, nu ea. Mie mi s-a părut că a fost puțin abuz în serviciu ce s-a întâmplat astăzi aici. Eu aș prefera să dăm uitării acest lucru, dacă fiecare își vede de treabă și mai este o singură condiție pe care vreau să o pun în această problemă, ca polițiștii noi să stea mai mult în spate și să privească și să învețe decât să-și folosească specialitățile sau nu știu ce învață ei aici așa din primă, pentru că nu știu când să le folosească și când nu. Păi nu, domnule, i-am spus să se ducă la domnul acesta. Da, dar după aia vă schimbați între voi. Ba, veneai tu la mine și ea la el, ba, invers și tot așa. Păi hotărăți-vă, oameni buni. Pentru că am vrut să... Eu am terminat cu el, da? Da, ai terminat cu el, am înțeles. Și a venit ea la mine și după aia a venit tu... Da, după aia a venit tu la mine când ea era deja la mine și ea s-a dus la el și l-a percheziționat fără voia lui. Eu zic că m-a pipăit, dar n-a fost percheziție. Nu, deci dacă avem de plătit amenzi și astea, o să le plătim doar când vorbim cu șeful dumneavoastră. Mi-am înțeles? Păi nu se poate așa ceva, domnule. Poftim? Nu se poate așa ceva. Asta e încă un abuz, atunci mai e un abuz. Dacă vreți să fie bine, dacă nu vreți... Păi dar nu refuzăm. Dacă tu îl faci pe șeful tău să apare în momentul ăsta aici, noi plătim amenda dacă zice el că trebuie să plătim. Dacă el nu apare. Păi da, domnule, este vacanță. Atunci ne auzim și noi și cu amenziile și astea după vacanță. Eram și noi în vacanță, ne plimbam. Deci rămâne așa, da? Nu rămâne așa, domnule. Ba da, domnule. Nu, domnule. Ba da. Atunci ce trebuie să facem noi ca să se termine odată bâlciul ăsta pe care l-a scris dumneavoastră? Păi mie mi-ați luat odată banii acolo la mașină. Ce bani să mai luați? Cam zero. Dumneavoastră nu aveți bani la dumneavoastră. Păi am găsit în mașină și v-am dat bani atunci la mașină. V-am dat 5.000 plus 2.000, 7.000. Cum nu mi-a, acum am ziceți că nu v-am dat banii? Sau trebuie să vă dau de două ori, o dată pentru poliție și o dată pentru dumneavoastră, sau cum? Chemați-vă, chemați-vă poate i-a luat colega, aici, poate i-a luat colega dumneavoastră atunci, nu știu. Chemați-vă colega și să discutăm și cu ea. Nu mi se pare corect, adică ea e vinovată. Păi tot ea e vinovată și tot ea pleacă în misiune. Păi ea este vinovată la tot scandalul ăsta. Ia banii domnului Pericol și după aia pleacă în misiune și dumneavoastră ziceți că n-a plătit amenda? Păi n-a plătit-o, mie trebuie să-mi plătească amenda. Păi și bine că trebuie să vă plătească dumneavoastră, dacă poate a dat ea din greșeală și este și a plătit-o ei. Și ea acum e bine mersi plecată cu banii domnului. A plecat în vacanță cu șeriful, cred. Stați că dau prestația să întreb. Ai de cap meu. Băi, eu de aici plec. Bine, mie încă nu mi-a dat amendă, mi-a zis nimic. Mă distrez acum. Dar ideea e că ei m-au văzut pe mine că am trecut pe roșu. Și pe aia ai venit și tu din spate. Am vorbit cu colega și a zis că nu a primit niciun ban și nu are niciun ban. Păi și atunci domnul Pericol cu ea da bani. I-a aruncat așa pe jos, aruncat cu bani să stăm pe ei. Eu
Eu am înțeles acum, gata, 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 stați așa. Deci eu am ieșit din mașină, am scos banii și în momentul ăla a venit colega dumneavoastră și a început să mă percheziționez.